Un polițist local este cercetat de polițiștii clujeni pentru favorizarea păptuitorilor după ce a compromis o descindere a oamenilor legii într-un dosar penal de violență în familie și lipsire de libertate. La data de 9 august anul curent, polițiștii din cadrul poliției orașului Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat, având calitatea de polițist local, ar fi furnizat informații care ar fi condus la periclitarea rezultatului unei anchete penale. Astfel, în virtutea funcției avute, cel în cauză ar fi deținut date cu privire la o acțiune care ar urma să aibă loc la domiciliul unui bărbat din Huedin, vizat într-un dosar penal, aducându-i la cunoștință bărbatului măsurile ce urmau a fi întreprinse, a informat poliția Cluj. Oamenii legii făceau investigații într-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, în urma unei plângeri făcute de către o femeie de 20 de ani. Femeia a reclamat faptul că a fost agresată de fostul concubin, care nu i-a permis să-și ia copilul de 9 luni din locuința acestuia. Polițistul local a informat pe bărbat despre planurile poliției și Direcției de Protecție a Copilului de a interveni pentru recuperarea minorului, iar poliția a fost nevoită să suspende acțiunea pentru a nu pune în pericol viața micuțului.